Schimbare importantă în ancheta accidentului cumplit produs în parcul Pantelimon, unde un băiețel și-a pierdut viața, iar sora lui a fost mutilată. Tânărul de 19 ani, care era în dreapta în momentul producerii accidentului, este acuzat acum de ucidere din culpă, dar și de vătămare corporală din culpă. Vă avertizez, urmează imagini și informații ce pot avea un puternic impact emoțional. În loc să fiu eu acolo, în locul nepotului îngropat, să vină nepotul la mine cu o lumânare, mă duc eu cu o lumânare și fata asta se chinuie într-un picior. Și ce groaznic este! Erau doi copii, doi boboși de copii înfloriți. Erau niște copii extraordinari și dintr-o dată unul este acolo unde n-ar trebui să fie, ar trebui să fiu eu sau bunica lui, și celălalt se va chini toată viața lui cu un picioruș. Viața asta este așa de dureroasă. Sunt vorbele sfâșietoare ale bunicului celor doi copii care au fost spulberați de un autoturism în parcul Pantelimon. Pentru bătrânul cu lacrimi în ochi, faptul că unul dintre tinerii din mașină va fi pedepsit mai aspru nu reprezintă nimic. Întreaga familie este dărâmată și nici măcar o minune nu le mai poate alina acum suferința. Ei sunt, cum ar fi, sub anestezie. Acel copilaș trecuse de la etapa de copil la băiețel. Și tati era mândru de el și mami era mândru de el. Și dintr-o dată să-l vezi, acel copil, când ai mers dimineața, am mers și am făcut cumpărături. Voiam să plecăm la Bulgar și noi, la mare, și am făcut cumpărături dimineața. Și la ora 19:30 să auzim că nu mai este. Am trecut pe lângă școală și am văzut copiii care se duceau și noi ne făceam plan. Duc paia mică dimineața în clasa 1-a. La 11 îl duc pe Bogdanel, în clasa 3-a o iau pe aia mică și dintr-o dată să nu mai ai nimic, tot cerul și pământul s-a năruit pe noi. Inițial, pasagerul de 19 ani a fost acuzat că i-a încredințat șoferului minor cu bună știință autoturismul, doar că acum procurorii au extins urmărirea penală. Tânărul s-a ales cu acuzații în plus, ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. De ce ai fost chemat iar astăzi la audiere? Totuși, avocatul familiei victimelor spune că decizia de schimbare a încadrării reprezintă o normalitate și ar trebui să fie un exemplu pentru cei care comit astfel de infracțiuni. Am considerat că este oportun pentru ca în ședința Comisiei Juridice de mâine a Parlamentului să se modifice și propunerile noastre, în sensul că infracțiunile pentru minori să fie dublate ca și cuantum, modalitatea de executare să fie strict în regim de detenție, scoaterea în afara legii a substanțelor de tip gaz hilarian. Pe de altă parte, se așteaptă rezultatele expertizelor suplimentare cerute de familie, după ce raportul de dinamică a arătat că șoferul adolescent circula cu o viteză de peste 60 de km pe oră, în condițiile în care în zona unde s-a produs accidentul, limita de viteză era de 5 km pe oră. E o crimă, nu este accident, e crimă, a știut. Și în cazul minorului care era la volan, încadrarea a fost schimbată în urmă cu 2 săptămâni. Inițial, băiatul a fost acuzat de ucidere din culpă, însă după ce procurorii au descoperit că acesta ar fi consumat gaz hilariant, acuzația s-a transformat în omor calificat. O fetiță de 7 ani a fost atacată de un câine chiar sub ochii bunicii, într-un parc din capitală. Animalul, care aparține unui fotbalist celebru, era ținut fără lesă sau botniță și s-a năpustit asupra copilei. Colega mea, Alexandra Cosman, are detalii. Alexandra, bine te-am găsit! Bun găsit! Câinele din rasa Doberman îi aparține fotbalistului FCSB Malcolm Edjuma și în acel moment se plimba liber în parc, fără lesă sau botniță. S-ar fi apropiat de fata de 7 ani, iar în acel moment a căzut și s-ar fi ales cu câteva zgârieturi. La fața locului, minor a primit și îngrijiri medicale, însă nu a fost transportată la spital. Acolo au ajuns și oamenii legii, care au deschis un dosar penal. Conform legii, câinii din această rasă pot fi ținuți în spațiile publice, însă trebuie neapărat să aibă lesă sau botniță. Indiferent de rasă, proprietarii răspund penal dacă viața cuiva este pusă în pericol. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Alexandra, îți mulțumesc! Ploile torențiale au lovit puternic județul Constanța, iar localnicii au primit încă de la prima oră un mesaj roalert de vreme extremă. Au fost inundații pe străzi și bulevarde, iar în stațiunea Mamaia, turiștii au mers cu apa până la genunchi. Vântul a făcut ravagii și pe plajă. Codul galben rămâne valabil în jumătate de țară până la noapte. Hai să mergem în Mamaia Nord. Ia uitați-vă cum merge lumea. Băgăm apă în magazin aici. Mama uite mea. Frate, adâncime la apă până la pragurile la Sprinter, na. Așa a arătat ultima zi de concediu pentru acești turiști din Mamaia Nord. Cu prosoapele de plajă pe umeri și cu apa până la genunchi, au mers pe faleza inundată până la hoteluri. A fost dezastru și pe trotuare, unde apa se acumulează după fiecare ploaie. N-are nimeni curaj să vină pe aici, ha? Adică barcă.
În zadar au fost puși pe faleză saci cu nisip. Furtuna a dărâmat butoaie, a stricat culoare de lemn de pe plajă și a lăsat plajele și terasele într-un peisaj dezolant. Cum ați reușit să treceți prin apă? Păi, ca broasca. Cum ies pozele aici? Minunate, ca la Veneția. Vreau să arăt că e ca în Veneția la mama aia. Turiștii care au ales să vină la mare în extra sezon n-au avut de ales decât să facă haz de necaz. E foarte frumos. Nu mai trebuie să ajungi la mare. Nesperat de bine. Marea acolo, asta e marea mai mică. Au mutat marea mai aproape de hotel. Ploaia torențială a lovit încă de la prima oră în tot județul Constanța. N-a durat mult, dar a fost suficient ca bulevardele și străzile din mai multe localități să se umple cu apă. Și în Eforie Nord, dar și la Agigea, localnicii s-au trezit cu apa până la genunchi. De altfel, jumătatea de țară e sub cod galben de vreme rea până aproape de miezul nopții. În vigoare e până mâine la prânz și o avertizare hidrologică pe mai multe râuri mari, între care Dâmbovița, Ialomița, Siret și cele din Dobrogea. Este anchetă la un centru de plasament din Brașov după ce un adolescent instituționalizat a fost bătut de mai multe ori de colegii săi, iar îngrijitorii ar fi încercat să ascundă incidentele. Unul dintre episoadele violente a fost surprins de camerele de supraveghere. Deși abuzurile fizice ar fi fost dese, abia de curând au aflat și cei de la protecția copilului despre ele. Vă avertizez că urmează imagini ce pot avea un puternic impact emoțional. Încăierarea dintre cei doi adolescenți s-a petrecut într-un centru de plasament din comuna Teliu. Deși încearcă să se apere cu un scaun, băiatul de 16 ani este pus la pământ de colegul său. Agresorul îl lovește de mai multe ori pe băiatul întins pe jos, iar un alt copil asistă la bătaie. Totul se petrece sub privirile unei îngrijitoare care trece pe lângă cei trei copii fără să intervină. Avem de-a face cu un concurs de abuzuri mușamalizate, multe dintre ele, abuzuri asupra copiilor aflați în grija acestor centre, iar autoritățile de la Brașov se fac că n-au văzut așa ceva. Directoarea centrului nu a stat de vorbă cu jurnaliștii, dar șefii ei de la Direcția pentru Protecția Copilului au început să facă verificări. Asta pentru că bătaia a fost raportată ca un accident din joacă. Abia după ce victima a ajuns la spital cu buza spartă, îngrijitorii au anunțat incidentul violent. Nu pot să dau nicio declarație. Dar de ce ați raportat incidentul la o jumătate de zi după? Doamnă, vă spun, tot se va clarifica de la DGAS. A fost chemată ambulanța, copilul a fost transportat la spital unde a primit îngrijiri medicale. S-a dispus o cercetare administrativă care va stabili exact ce s-a întâmplat acolo în acel moment. Și în plus a fost sesizată poliția. Oamenii care locuiesc în apropierea centrului de plasament spun că problemele sunt la ordinea zilei. Aici sunt instituționalizați 7 adolescenți cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani și jumătate, iar toți au antecedente penale. Poliția totdeauna vine, dar nu știu pentru ce. Atâta pot să, că se oprește mașina. Înainte eram câțiva copii care îl bătea și pe îngrijitorii. Ăia mai mari. Deci au tot fost incidente. Da. Mai e cât unii că fuge. Vine polițai pe aici, într-o zi vine și de 3-4. A pe unde fuge, unde merge. Dar tot aici, pe la noi, prin sau. Da, și cauză. Inclusiv polițiștii din Brașov fac verificări pentru a stabili cine va fi tras la răspundere pentru presupusele abuzuri fizice asupra adolescenților instituționalizați. Adolescenții stau afară mai puțin decât deținuții. Este realitatea dramatică a zilelor noastre. Ultimele cifre arată că în medie adolescenții stau și câte 16 ore în fața unui monitor din pricina jocurilor video. Din această cauză a apărut și o nouă afecțiune în rândul tinerilor. Este vorba despre gâtul de gamer. Câte ore așa pe zi petreci? 17 ori, 16? Wow, așa mult! Robert a terminat liceul acum un an, dar încă nu și-a găsit vocația. Un lucru este cert, jocurile video îi ocupă cea mai mare parte din timp. O recunoaște chiar el. Unde se înclină balanța pe telefon? Hai să spunem, s-ar înclina mai mult că stau pe telefon. Adică mai mult decât ai sta afară? Da, din păcate. Nu este un exemplu singular. Și Andrei stătea ore bune în fața calculatorului tot pentru jocurile video. Norocul lui a fost facultatea care îi repește acum din timp. Pe calculator. Pe calculator. Da. Ce te joci așa? Ce? Cel mai mult FIFA. Eu fiind fotbalist, cel mai mult FIFA și CS, Fortnite, Minecraft, până la 5 ore zilnic. Minim 5 ore zilnic. Da. Și când aveai timp să ieși afară, nu știu, mai ieșai afară, mai apucai? Mai ieșeam afară, înapoi acasă pe calculator, tot așa. De obicei, atunci când stăteam la birou și mă jucam, m-a apucat așa o durere, țin de
ce fac. Așa se dezvoltă afecțiunea denumită de specialiști gât de gamer. Cabinetele lor sunt din ce în ce mai frecventate, tocmai din această cauză. Persoana care suferă de așa ceva stă cu capul în față. În principiu, capul stă în față, spre ecran, că este în jos sau că este la nivelul capului. Capul stă întins spre față și duce la o tensiune foarte mare pe mușchii gâtului. Realitatea în ceea ce îi privește pe adolescenți este și mai dură, arată o analiză Asociației Aliat. În medie, tinerii petrec și câte 14-16 ore pe zi în fața ecranelor. Asta înseamnă că timpul de ieșit afară este redus aproape complet. Vorbim astfel despre o statistică destul de îngrijorătoare, având în vedere că un deținut iese zilnic afară între 2 și 12 ore în funcție de regim. Iar orele în șir petrecute în fața ecranelor digitale se reflectă și în cabinetele medicilor oftalmologi. Dacă noi ne expunem un timp mai lung, distrugem retina prin timp de încărcare, nu neapărat prin cantitate de radiații, ci prin cantitate acumulată în timp. Condițiile în care vorbim strict de problemele date de expunerea luminii albastre, de crearea unei sensibilități la lumină, de niște probleme retiniene și așa mai departe, acelea, atâta timp cât ajung la nivelul retinei, sunt irreversibile. La nivel mondial, aproximativ 60 de milioane de persoane suferă de sindromul privitului la calculator. Autoritățile au început relocarea urșilor care ies la drum pe Transfăgărășan. Primele animale capturate vor fi o ursoaică agresivă și puiul ei. Unde vor ajunge sălbăticiunile, ne spune colegul meu Adrian Jătăreanu. Adrian, bine te-am găsit! Bună seara, Radu, bun găsit tuturor. În primul rând, autoritățile vor să facă o prioritizare a animalelor care vor fi relocate. Primele exemplare care vor ajunge la sanctuarul de la Zărnești sunt o ursoaică și puiul ei, care au fost văzuți des la cerșit pe marginea drumului pe Transfăgărășan. Specialiștii spun că în ultimele luni comportamentul ursoaicei s-a schimbat și a devenit tot mai agresivă, astfel că este un pericol pentru turiștii care ajung în zonă. Autoritățile din Argeș au decis să monteze o cușă că în zona în care au fost văzuți des ursoaica și puiul ei și încearcă cu mâncare să ademenească exemplarele în capcană. După ce vor fi capturate, cele două exemplare vor fi tranquilizate, iar mai apoi vor fi transportate la rezervația de urși din Zărnești. Aceeași soartă ar putea să o aibă în următoarele luni și alți urși care sunt văzuți des pe Transfăgărășan, practic și aceștia vor ajunge în rezervația de la Zărnești. Atât despre acest subiect, la revedere! Newstime se oprește aici, sunt Radu Andrei Tudor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Canal de 2, să aveți o seară așa cum vă place! Până la ora 23 avem în vigoare un cod de galben de precipitații. În Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei, în jumătatea de sud a Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei și nord-estul Olteniei, vor fi perioade cu averse torențiale, local însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de până la 50 de litri pe metru pătrat. La noapte, vremea se va menține în general instabilă în jumătatea de nord-est a teritoriului. Cerul va fi variabil în vest și sud-vest, iar în rest va fi mai mult noros. Va ploua în cea mai mare parte a Moldovei, în nordul Munteniei și în zona Carpaților Orientali, unde pe arii restrânse cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat. Ploi locale și în general slabe cantitative vor fi și în Maramureș, Transilvania, iar la începutul nopții și în Oltenia, restul Munteniei și în Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 19 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral și în delta. Izolat, în deosebit în vestul și centrul țării se va forma ceață. Mâine în Moldova și în estul Transilvaniei, valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă și apropiate de normalul climatologic, iar în celelalte regiuni vremea va deveni caldă pentru această dată. Temperaturile maxime vor fi de la 20-21 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, până spre 30-31 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei. Cerul va fi variabil cu norări și ploi, posibil însoțite de descărcări electrice în cea mai mare parte a Moldovei, local în Maramureș și Transilvania.
Transilvania, precum și la munte, și izolat în Muntenia și Dobrogea. Cu totul izolat, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, iar dimineața pe alocuri se va semna la ceață. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi variabil, iar temperaturile ajung la 28 de grade în Călăraș și 26 în Ploiești. În Transilvania se anunță vreme plăcută, șansele să plouă sunt reduse. Termometrele vor indica 26 de grade în Cluj și 27 în Alba Iulia. În Moldova atmosfera va fi una mohorâtă. Va ploua, iar vântul va avea unele intensificări, iar maximele vor atinge 26 de grade în Iași și 24 în Focșani. În vestul țării se încălzește ușor, cerul va fi variabil, iar valorile termice ajung la 28 de grade în Timișoara, la fel și în Arad. În Oltenia cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, se vor înregistra 28 de grade în Slatina și 30 în Craiova. În Dobrogea ziua de mâine aduce vreme ușor instabilă, va ploua pe arii restrânse și se vor înregistra 25 de grade în Tulcea și 24 la Sulina. În capitală vremea s-a răcorit, cerul a fost mai mult noros și au fost perioade cu averse în general de 15-20 de litri pe metru pătrat și descărcări electrice. Temperatura maximă a fost de 24 de grade. La noapte cerul va fi mai mult noros, iar în prima parte a nopții temporar va mai ploua, vântul va sufla slab și moderat, iar minima termică va fi de 14-16 grade. Mâine valorile termice vor fi mai ridicate comparativ cu ziua precedentă, astfel că vremea va deveni caldă pentru a doua decada lunii septembrie. Cerul va fi variabil cu unele înnorări la începutul zilei, dar probabilitatea pentru ploi slabe va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 28-29 de grade. La munte, valorile termice vor fi ușor mai ridicate față de cele specifice pentru această perioadă. Ziua, cerul va fi variabil cu înnorări temporare și ploi locale, posibil însoțite de descărcări electrice, iar noaptea va deveni variabil. Cu totul izolat, în Carpații Orientali, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare spre sfârșitul intervalului în vestul Carpaților Meridionali și în munții Banatului. Pe litoral, vremea va fi caldă pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros și ziua trecător va ploua. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade, iar cele minime se vor încadra între 19 și 21 de grade. Temperatura apei mării va fi de 21-24 de grade. O seară frumoasă să aveți, indiferent de vreme.